Ar trebui să fie interesați de fabrica de avioane, zic eu. Obligatoriu ar trebui să fie interesați de IUC, dar sunt și alte firme importante în Craiova. Practic, noi producem orice în Craiova, de la locomotive până la avioane, utilaj greu și așa mai departe. Toate aceste firme, în mod normal, ar trebui să fie interesate de tot ceea ce se întâmplă pe platforma industrială a Craiovei. Au mai apărut și alte firme noi, nu știu dacă știți de existența lor, Cummins-ul, de exemplu, care lucrează deja cu Rolls-Royce, este partener. Firme care s-au dezvoltat foarte bine, care produc pentru exterior și cred eu că chiar vor avea parteneri pe măsură aici, ca să poată să se vede câteva contracte. Și-au arătat intenția? Absolut, din moment ce au acceptat să vină. Noi suntem în discuții de câteva luni de zile cu acești investitori, cu Rolls-Royce, chiar de aproape 2 ani. Practic, dacă nu mă înșel, prima oară când a venit Paul Kay în Craiova, era undeva prin luna august 2009. Da? De ce ar fi interesat, concret? Ce ar trebui să facă? Comenzi. Rolls-Royce, de exemplu, produce motoare de avion, nu știu dacă știați acest lucru, probabil că vă spune ceva, numai partea de construcții de autovehicule, dar ei produc și motoare de avion și Paul Kay spunea în momentul în care a venit la Craiova că au comenzi de peste 1 miliard de euro pe care trebuie să le dea undeva unor fabrici, pentru că ei practic nu pot să producă toate componentele. Din păcate, până acum am avut un blocaj la Ministerul Economiei, strict în ceea ce privește această companie, blocaj despre care nu aș vrea să vorbesc deocamdată, pentru că încă sunt negocieri și nu aș vrea să intervin politicul în aceste negocieri, dar eu sper ca ei să vină și de data aceasta să fie ajutați. Ar putea să salveze oarecum fabrica de avioane, așa, putea să fie salvată fabrica de avioane? Eu cred că dacă ei vor să investească, s-ar putea salva platforma industrială, care e numai fabrica de avioane. Practic nu trebuie să cumpere ceva de aici, pur și simplu trebuie să dea niște comenzi.